Știri Flash. Că noi nu am spus nici că este irachian, nici că este la UMF. Am spus că este un student la Universitate din Târgu Mureș. Dumneavoastră ați făcut investigații și, ca de obicei, mass media își face treaba. Pe de altă parte, lucrurile acolo sunt destul de grave, în sensul că persoana în cauză, după ce a consumat băuturi alcoolice, comportamentul o recomanda ca și când ar fi consumat și alte substanțe de altă natură, deoarece agresivitatea sa foarte, foarte mare și modul în care s-a comportat i-a determinat pe polițiști să ajungă la concluzia că nu a consumat exclusiv alcool. Bineînțeles că patrula poliției locale a intervenit cu promptitudine, a fost în prima fază necesar să se aplice în față spray-ul paralizant, după care a fost încătușat. Ce este interesant, că după ce persoana a fost imobilizată, partenera sa a încercat să agreseze polițiștii locali, motiv pentru care a fost reținută și ea. Deci îi plăcea. Nu putem să... Da. Îi plăcea bătaia. Nu putem să acceptăm un asemenea comportament într-un oraș civilizat, precum Târgu Mureșul, care este un oraș standard în România vis-a-vis de modul de comportament și de respectul care se acordă cetățenilor orașului, motiv pentru care s-au luat măsurile legale ce se impun de către poliția română, căreia i-a fost predat agresorul și, și persoana care era însoțită de el. Mai dinamic, mai interactiv, mai profesionist. www.radiomureș.ro